În condițiile în care piața este supra creșterea oilor și a vacilor pare să nu mai reprezintă o afacere profitabilă. Cel puțin așa este de părere un fermier în vârstă de 35 de ani din Vrancea. Crescătorul de animale a ales ca în locul acestora să crească bizoni, decizie care pare să fie de bun augur. În momentul de față, carnea de bizon este comercializată cu aproximativ 150 de euro pe kilogram, în timp ce mușchiulețul ajunge și la 300 de euro pe kilogram. Am vrut să merg pe o anumită nișă la animală. Niciodată nu aș crește oi vaci, pentru că deja este suprasaturată piața. Este părerea domnului Răzvan Avram, crescător de bizoni în Vrancea. Problema mare nu o reprezintă aducerea bizonilor în România și nici piața de desfacere. Durerea mare o reprezintă forța de muncă. În momentul de față, carnea de bizon este comercializată cu aproximativ 100-150 de euro pe kilogram, în timp ce mușchiulețul ajunge la 300 de euro pe kilogram. Bizonii sunt animale frumoase, sălbatice, crescute, libere, singure, mănâncă ce este în natură, iarbă. Drept urmare, calitatea cărnii este una deosebită. Statele Unite sunt sursa principală de bizoni. Pentru a putea face export, crescătorii din America trebuie să bage ferma în carantină cel puțin 3 ani, sub monitorizarea statului american. Bizon se găsesc și în Europa, de exemplu în Austria. Din punct de vedere al caracteristicilor cărnii de bizon, merită menționate cantitatea de proteine care este cu 40% mai ridicată față de carnea de vită și care are 70 și mai puțină grăsime. Conținutul de fier de 10 ori mai ridicat spre deosebire de pește. În medie, un bizon poate ajunge la o greutate aproximativă de 1300 de kg și poate să trăiască și 40 de ani.